Bine v-am regăsit, dragilor! Bine ați revenit la minutul de conștientizare! Uite că am ajuns și la 16. Greșeala majoră făcută pentru cei care s-au născut în ziua de 16, ei au fost cei care au distrus bunurile materiale ale altor oameni. Practic, au fost distrugători cumva într-o oarecare direcție. Chiar și în sens de cămătar, chiar dacă m spus, dar la modul că Duceau la distrugere, la dezbinare și la multe pierderi în sens material. Practic, ai cam participat, să zicem așa, la sărăcirea celorlalți. E foarte, foarte mare atenție în viața aceasta să nu sărăcești iarăși pe alții. Fie că le dai diverse sfaturi care îi duc la faliment sau îi sărăcesc, fie că, nu știu, chiar tu te apuci de făcut anumite lucruri și ți se întâmplă să sărăcești, să pierzi, nu știu, acele bunuri pe care le-ai dobândit. Asta e chiar o plată karmică, am putea să spunem. Bine ai fi să, totuși să nu dai sfaturi oamenilor, că nu se știe niciodată unde vor ajunge și cum vor fi interpretate acele sfaturi și nu de alta să nu ajungă oamenii la pierderi datorită ție. Așadar, mai bine abține-te și nu da, sfat, nu da sfaturi. Întrebarea care vă lansez aici, chiar sunt curioasă, voi cei născuți în 16, cum resimțiți uh, acest aspect? Bineînțeles ca să vă puteți recompensa, să zicem așa, ați putea să îmbogățiți ceilalți oameni, doar că este foarte important să o faceți într-un mod inteligent, într-un mod înțelept, și nu prin a da sfaturi. Aștept uh, feedback-ul vostru. Spor la conștientize.